Sărmânam în meșterban, iar astăzi, așa cum v-am obișnuit, am să citesc o fabulă scrisă de Jean de la Fontaine, intitulată Vulpea și Țapul. Mergea cu mătra vulpe în voia pasului, cu miile de vicleni în cap, alături de încoronatul țap, ce nu vedea mai mult de lungul nasului. Dar setea lor, stârnită de umblet și dogoare, îi face într-o fântână să coboare, să bea o gură două de răcoare. Băură amândoi pe săturate. Și vulpei zise țapului: Fârtane, ia să te aud, ce zici? Ne potolirăm setea, dar cum ieșim de aici? Am eu un plan, ridică-te pe zid și coarnele proptește-le solid. Am să mă urc eu primul, pe tine ca pe o scară, și a plecat pe ghizduri, am să te trag afară. Pe barba mea, răspunse țapul, mă bucur că te taie capul. Nici eu, de ce să nu ți-o spun? N-aș fi găsit un plan mai bun. Urcându-se pe găgăuț, cu mătra, fără piedică, îndată și ieși din pus și mai ținu și o predică. O, dacă cerul ți-ar fi dat bădie și minte câtă barbă pe bărbie, n-ai fi intrat cu atâta ușurință în puț. Dar n-am ce-ți face. De acum, dă-ți cazna cu răbdare și multă stăruință. Să ieși, eu sunt grăbită. Te las și-mi văd de drum. În orice lucru negreșit să ne gândim și la sfârșit. Aceasta a fost fabula de astăzi, iar în partea stângă vă aștept cu altă poveste. Pa, pa!